După o perioadă de stagnare în care primăriile nu au mai primit fondurile guvernamentale necesare pentru a continua o serie din proiectele deja începute, 2023 se anunță unul mult mai bun din acest punct de vedere. În toamna anului trecut, în Șoncuta Mare s-a semnat un contract de finanțare pentru reabilitarea drumurilor și într-o primă fază se vor primi 14 milioane de lei. Începând din toamna anului trecut, au început să curgă, așa cum se zice, contractele de finanțare. Am început anul trecut, am semnat contract de finanțare în 25 noiembrie pe Angel Salini, pe restul de executat a străzilor în Șoncuta Mare, un proiect mai mare, dar în prima fază avem finanțare pe 14 milioane. Printre investițiile din 2023 se numără inclusiv reabilitarea sediului primăriei Șoncuta Mare, dar și a școlii din centru. De asemenea, s-au primit bani și pentru pista de bicicletă, mai precizează edilul Gheorghe Buda. În decembrie am semnat primul contract pe PNRR, pista de biciclete, în valoare de 15 milioane de lei. În luna ianuarie am mai semnat încă două contracte pe PNRR, reabilitare, clădiri, clădirea primăriei și școala din centru, iar pe AFM am semnat două contracte, unul pe CAF și unul pe insulele ecologice. Mai trebuie spus că centrul orașului începe deja să aibă o nouă față, în condițiile în care blocurile de aici au fost anvelopate termic. De asemenea, infrastructura rutieră a fost și ea reabilitată, fiind refăcute străzile, precum și parcarea din zonă.